1, 2, 3, 4, 1, 2 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2 Salutare dragi prieteni, mă numesc Buca Pilaf, sunt un tânăr ambițios Nu prea am bani, dar în schimb Am combustibil pentru Triumf. Bun găsit la emisiunea Lumina, de data asta din Republica Moldova Vreau să încheiem săptămâna Asta, vineri, pe 28 iulie Pe o notă mai filozofică Întru eu pe Agora Site de știri și la rubrica Politic Descoper următoarea nouătate după ce în campania electorală pentru alegerile prezidențiale și-a anunțat susținerea masivă pentru Maia Sandu și pentru PAS, trei ani mai târziu, bloggerul Emilian Crețu a uimit opinia publică cu o schimbare radicală de retorică. Agora a, a, a pus mâna pe pulsul opiniei publice și a văzut că eu a fost uimită. Emilian Crețu crede un lucru și spune un lucru trei ani în urmă. Amu spune altceva. Nu înțeleg. Noi ne uimim cât trăim în într-o continuă schimbare? Sau în timp și tet în jurul nostru schimbă, noi pretindem că noi vom fi statornici ca un bloc de chiatră? Hmm? De unde e convingerea asta? Și dacă tot este o convingere, dacă tot este un, un crez în cineva și după asta vine dezamăgirea, Deci, să vedem doar partea tristă a lucrurilor, dezamăgirea nu vine cu o, un cadou din neprețuit care se cheamă înțelepciunea? Te-ai dezamăgit Vlad Filat și... Nu mai rău după asta? Nu! am câștigat înțelepciune. Ne dezamăgit Iura Roșca în 2004-2005. Normal, acum aveam înțelepciune. Ori și greblă care ne-a lovit în frunte, ne-a dat și înțelepciune. De deci ce să nu vezi asta în dezamăgirea pe care o simți? Și la urma urmei, dezamăgirea înseamnă că un set de speranță pe care tot tu le aveai, amu, s ca un castel din năsâp. Cum așa posibil? Și Yura Iura Roșca, Vlad Filat, Iura Leancă, Natalia Morari, Carlos Dreams, Andrei Bolocan, Emilian Crețu, ori și băcată de formă biologică sub formă de om, poate să dezamăgească. Și așa cum uneori avem încredere în legile lui Murphy, tot și poate să se întâmple. <laughs> probabil să se întâmple. Mai ales dacă e ceva rău. Și noi am o generăm știri la rubrica politic. Pe seama faptului că unul din cei mai, sau chiar și mai urmăriți oameni, cu jumătate de milion de follower, Emilian Crețu, își enunță dezamăgirea lui. de cum o face? Păcat că știrile nu comentează și asta. Păcat că știrile îl ajută pe Emilian Crețu să aibă un mesaj concludent și care arată simpatic pe portalurile de știri. Dar dacă stai și să asculti 30 de minute, să 30 de minute din viață și pe urmă să mai descarci acest video, să-l pui în a premier, soft de montaj video, stai băcățele și zici, stai o leacă. Emilian începe mesajul lui cu așa ceva. După cum ați observat, doamna președinte, eu, naiv fiind și încă o dată mă convin că tot mai... Cel mai rău în viața asta să fii naiv și să crezi pe cineva și să crezi în cineva. What? Dacă eu te cred pe tine și vreau să ascult acest live, asta e o mare prostie? Eu n-ar trebui să continui să te ascult? Cum să mergem cu drum mai, la drum mai departe, fără un, 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 bonus de încredere din start, nu? Nu înțeleg. Deci omul recunoaște că a făcut o mare prostie, că a crezut în cineva și așa cineva care l-a dezamăgit, cu și mai rău. <laughs> Ca tine care ai avut aripi de speranță. Nu? Nu, nu văd elementul de știri, nu văd elementul de noutate într-o lume că, care suferă de continui schimbări într-o lume în care impermanența dictează cu tot ce facem noi, noi ne uimim de asemenea surpriză, că cineva ne dezamăgit. Și în același live mai răsar adevărul supreme, deloc banale, înțeleg și un puri, vei, gen asta. Și nu în zadar spunea cineva că politica este mare, mare curvă. Eu mă conving de acest lucru. <laughs> e e Iată cu această înțelepciune, că politica e mare curvă, cu înțelepciunea faptului că cea mai mare prostie e să crezi și e naiv, cu toată, bucăția bogăție asta din înțelepciune, omul oricum o tras un 30 de minute de live și great. La finalul, la final, fraza asta ne se pare monumentală, dacă nu halucinant chiar, că hai să ascultăm. Un, un, reproș la adresa unui partid politic din partea celui mai urmărit moldovean pe interneturi sună, e ca așa. Și dacă cei din partidul PAS, știind că eu sunt din Negureni, și-au permis să baje cajițăi cu, cu așa înainte, atunci ce fac ei din celelalte sate? <laughs> Unde nu este un Emilian Crețu să și să zic ceea ce simt și ceea ce îl doare. Wow! Făcând abstracții de ori și ar fi făcut sau ar putea face pas, dacă un partid politic în, în, ce își vrea să facă, o să țină cont de ce și o să spună un influencer ca Emilian Crețu, asta e sau rău? Asta e competență sau uh, vai, ia stai, mai bine nu implementăm reforma. Da dacă Emilian Crețu are telefonul încărcat, da dacă are Wi-Fi și trage live, eu vreau partidii politici care nu neapărat să țină cont de un Emilian Crețu. Mai ales că în cazul dat putem merge subiectiv pe cine este și, și faci Emilian Crețu. Dar revenind, cu toate astea, portalurile de știri se apucă și fac știri. Pentru că dacă ei pas, dacă ei Emilian Crețu își pui în aceeași propoziții, lumea a de e click. Chiar nu merităm noi o șansă să creștem o leacă intelectual, să consumăm un conținut o leacă mai bun? Sau dacă tot Emilian Crețu este un om mare în show business-ul nostru, o pui nu la rubrica politică, o pui la show business, internet, divertisment. Părerea unui om

și atâta e, Dar ne îmi pasă să avem o bună înțelegere, măcar aici în această simulare de discuții pe care o avem pe internet. sper că și vouă vă pas să ne înțelegem bine. De asta vreau să subliniez un lucru. Eu cred că presa, cei care fac jurnalism, au o datorie să ne informeze în primul rând. Și dacă tu, presă, oferi platforma ta, oferi serviciu gratuit de redactare a textelor și aproape de PR, unui om care grăiește 30 de minute aba vsem, ea nea cion. Cu sunteți voi mai buni cu Dodon Hai că și la era cu rușă și voi sunteți cu, cu cine sunteți Cu cine sunteți, dar tot, tot furat blea din buzunarele voastre și vă îmbogățiți pe asta Mie îmi pare că tu faci un lucru o leacă neachipzuit o leacă irresponsabil și atunci îndrăznesc să -ți cer ție presa să adresez o leacă mai multe întrebări Dacă cel mai popular moldovean de pe internet aruncă cu acuzații dar nu vine cu probe Asta trezăște întrebări. Dacă cel mai popular moldovean de internet, de pe internet se plânge pe matrizm dintr-un partid, dar singur menționează relația lui foarte caldă cu un primar... Așa ca și mine am muncit foarte mult și Ion Popa, Nelu, așa cum îi zic eu, primar din Negurieni, din partidul PAS, care era turbat. În fiecare zi, Emilian, noi face ceva, Emilian, noi trebuie să salvăm țara din HCAT. Asta tot trezăște întrebări. Și atunci nu oferi această gratuitate, nu oferi platforma ta pentru o răbufnire halucinantă. Da, adresez întrebări și ne bucur pe noi cu un studiu. Adresez întrebări, pui la perete și pe ne dai nouă nezu lucrurilor. Oare șer eu prea mult? Da, Și te vă Vă mulțumesc pentru atenție, aștept comentariile voastre la rubrica comentarii sau în privat. Sper să ne vedem pe meleagurile natale, atâta timp cât ne ține sănătatea și iluzoria voință vă cuprind, puteți să puneți un like la acest video dacă v-a plăcut, puteți să-l distribuiți, să nu vă rușinați să comunicați și altor oameni că urmăriți emisiunea Lumina, iar dacă aveți de unde, puteți să susțineți financiar emisiunea Lumina pe patreon.com fedot. Doar așa voi putea să-mi trimit copiii la școli private. Vă mulțumesc, pupicei!